Vreau să încep intrând direct în problemă și în subiect, pentru că nu prea avem timp. Citiți cu mine, vă rog, textul acesta și spuneți-mi care e problema. Este din Matei 7, 21 la 23. Deci, cuvintele sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vă rog frumos, citiți-le cu mine. Încercați să vă imaginați că aveți Biblia deschisă, găsiți textul acesta și vă rog să-mi spuneți ce vă spune Iisus Hristos. Auziți, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Wow! Câți oameni zic, Doamne, Doamne? Cam toată lumea. Câți oameni fac voia Tatălui? Și zice textul că treaba asta împarte lumea în două. În mântuiți și nemântuiți. În salvați și nesalvați. În oameni care sunt pentru Dumnezeu și oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu. Haideți puțin cu mine să vă gândiți la altceva. Ce să zic? Luni. E o zi de serviciu. Încep, te duci la serviciu, muncă, în stânga, în dreapta, te cerți cu unul, te încerci cu altul, vii acasă, iar am greșit-o. Și îți încarc sufletul cu ceva vinovăție. Marți la fel, te cerți cu altul, minți că să scapi și vii acasă cu altă vinovăție și așa mai departe. Miercuri, joi, vineri, pentru cei ce cunosc că Scriptura spune că sabatul este ziua de sâmbătă, sâmbătă se duc la biserică. De ce se duc la biserică? De ce se duc la biserică? Poftiți? Să nu stea acasă. De ce se duc la biserică? Se duc la biserică, își mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu, cânt o cântare, ascult o predică, se simt mai bine, se simt și despovărați, eliberați. Cei ce se duc duminica fac și același lucru. Alții, în plus, mai sărută icoane, fac alt fel de lucruri. De ce fac treaba asta? Să se simtă eliberați. Luni se duc înapoi la serviciu. Și o iară de la capăt, iar se ceartă cu ăla. Marți, iar se ceartă cu celălalt. Miercuri, iară mint pe nu știu cine. Joi, iară fură de nu știu unde. Iară se adună vinovăție. De-abia așteaptă să vină sabatul. De ce? De ce, poftiți? Să se elibereze, să se descarce. Și când se descarcă, de-abia apucă să se încarce. Dragii mei, felul ăsta de a fi un soi de schizofrenie. Omul se împarte în două. Vrea să fie și liber, vrea să se și încarce. Omul joacă la două capete, să fie foarte limpede, joacă la două capete. Vrea să-l înșele pe Dumnezeu și vrea să păcălească și toată lumea. Omul care face în felul ăsta se consideră destul de disteț, destul de deștept. Foarte mulți facem așa. În esență, ce facem? Vreți să-mi spuneți, ce facem în esență? În esență facem asta. În sabat zicem, Doamne, Doamne, că mergem la biserică și în restul săptămânii ce facem? Poftiți? Haideți, ziceți. În restul săptămânii nu ascultăm de ceea ce zice Tatăl. Și noi credem că cu venitul la biserică și așa mai departe rezolvăm toate lucrurile, ne spălăm pe mâini. Uitați ce zice textul, deci. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce luni, marți, miercuri, joi, vineri, face voia Tatălui care este în ceruri. Mai departe. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, din nou, Doamne, Doamne, câți dintre noi zicem, Doamne, Doamne, câți? Haideți, câți? Toți, mulțumesc. N-am prorocit noi în numele Tău? Câți dintre dumneavoastră ați prorocit? Hai să stabilim un lucru. De ce n-am prorocit noi? Pentru că nu suntem speciali, nu suntem deosebiți, nu suntem aleși. Vă rog să observați, aici este vorba de niște oameni speciali, deosebiți, aleși, care chiar au prorocit.
Și au prorocit cum? Zice aici. În numele tău. N-au prorocit oricum. Au folosit numele lui Dumnezeu. Proroci cu numele lui Dumnezeu. Ce vreți mai mult decât atât? Oamenii ăștia au fost stele mari în lumea creștinismului. Au fost întemeietori de biserici. Au fost lideri de biserici. Au fost eroii unor biserici. Toată lumea s-a uitat la ei și a zis: vai, păi dacă fratele X, dacă preotul Y, dacă papa Z nu va intra în împărăția celor, atunci cine intră? Despre asta e vorba. Mai departe, n-am scos noi demoni în numele tău. Cine scoate demoni din oameni astăzi? Răspunsul este cel ce are Duhul Sfânt, pentru că demonii nu pot să fie scoși decât de un duh mai puternic decât duhul demonic. Deci oameni cu Duhul Sfânt care au scos draci sau demoni în numele cui? În numele Domnului Iisus Hristos. Nu e extraordinar. Oameni, aleargă lumea la minuni, fraților. Aleargă lumea în stânga, în dreapta. A scos demoni acolo, a tămăduit dincolo. Textul ultim: n-am făcut noi multe minuni în numele tău? Sigur că da, în numele cui? Păi Domnule, l-a vindecat pe cutare, s-a sculat, era paraplegic, s-a sculat în picioare dintr-o dată. Citesc asta pe oriunde, în stânga, în dreapta. Era bolnav de cancer, a dispărut cancerul. Era bolnav de nu știu ce, s-a făcut bine. Nu este asta proba faptului că cineva e credincios? Vreau să urmăriți lucrul ăsta și să ne dăm seama împreună că așa gândim. Așa căutăm noi adevărul, în termenii ăștia. Iar textul spune, atunci de voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Adică nu că v-am cunoscut 10 minute și pe urmă ai dispărut din vederea lui Dumnezeu. Nu s-a întrerupt cunoașterea. Nu v-am cunoscut niciodată, nici când ai prorocit, nici când ai scos demoni, nici când ai făcut minuni multe, când ai luat numele lui Dumnezeu. Nu te-am cunoscut. Cum e posibil? Este unul dintre textele care forțează mintea și experiența religioasă până la maxim, aproape că pocnește. Cum se poate să nu îl cunoști pe Dumnezeu? Sau Dumnezeu să te cunoască. Și textul spune, textul este acolo: depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat ce? Fără de lege. Încă o dată, ce-i fără de lege? Ce-i fără de lege? Sigur că da. În prima etapă este călcarea legii lui Dumnezeu. Câte porunci trebuie să calci ca să calci legea lui Dumnezeu? Sunteți siguri? Deci mai fac o dată exercițiul acela cu dumneavoastră. Ați văzut pocăiți, care sunt pocăiți tare de tot, dar mint. Ați văzut? Păi doar mint, în rest toate celelalte lucruri le țin. Doar mint. Se mai întâmplă? Nu, frații mei, nu se întâmplă. Deci dacă ești pocăit, nu se întâmplă. Dacă se întâmplă, înseamnă că nu ești pocăit. Vedeți dumneavoastră, ăsta este acul de recunoaștere. Când apare fără de legea în viața ta și în viața mea, fără de legea vorbește clar despre pocăință. Și de-aia zice Dumnezeu, nu te-am cunoscut. Tu poți să apari la suprafață că ești și așa mai departe, dar nu te-am cunoscut. Mai pun o dată problema. Ați văzut adventiști sâmbătari care merg sâmbăta la biserică și zic că țin poruncile lui Dumnezeu și mai fură? Ați văzut? Nu mult. Nu cu bena, cu mașina. Nu așa. Nici cu sacul. Mai puțin așa. Ați văzut? Poate Dumnezeu să zică îl cunosc? Adică adventist sau pocăit hoț? Se poate? Există, dar nu se poate. Nu știu dacă... Nu se poate.
Dar invers, unul care nici nu fură, nici nu minte, dar calcă porunca a patra, nu ține sabatul Domnului. Asta se poate? Nu se poate. Vedeți dumneavoastră, asta e ciudat, zicem că se poate. Apropo, mâine seară o să vorbim despre sabat. Vă spun de acum, ca să știți, dacă nu vreți să veniți, să puteți să nu veniți. Da? Vom vorbi despre sabat și vom fi destul de direcți. Dacă credeți că nu merită asculta treaba asta, nu-i din cuvântul lui Dumnezeu sau nu este în dispoziția dumneavoastră, să știți, mâine seară vom vorbi despre asta, nu veniți. Dar dacă veniți, veniți serioși. Haideți să vedem ce-i cu noi. De ce nu furăm, nu mințim, am renunțat, dragii mei, dacă vreți, la închinarea la icoane, la alte lucruri care le-am considerat că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu și bine am făcut, dar cu porunca a patra încă nu-i rezolvată treaba. Încă tot pe lângă suntem. De ce? De ce ne-i greu? De ce nu vrem? De ce nu pricepem? Ce se întâmplă cu noi? N-am de gând să arăt cu degetul la nimeni. Am de gând să arăt cu degetul la mine. Dar am de gând să las ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Atâta tot. Hai să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu să vedem cum e. Tot mâine seară și sâmbătă seara, aș vrea să vă invit, toți aceia care doriți să vă consacrați viața lui Dumnezeu, voi face un apel la dumneavoastră să veniți în față să ne rugăm. Pregătiți-vă. Nu voi insista mult. Nu. Adică nu voi împinge, nu voi trage de dumneavoastră, nu voi face apelurile alea lungi, vino afară, că Domnul bate la ușa ta. Nu, nu voi face lucrul acesta. Pentru ca să te simți liber. Dacă vrei să vii, vino. Dacă nu, nu. Dar aș vrea să avem ultimele două seri cu posibilitatea aceasta de a ne închina viața înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, să avem posibilitatea asta ca în fața lumii și înaintea celor ce universal se uită la noi, îngeri, ființe necăzute în păcat, să facem un pas înainte și să declarăm înaintea lui Dumnezeu că vrem să facem voia Tatălui nostru care este în ceruri. Atâta tot. Bun. Am vorbit despre lucrul acesta. Vreau să vă întreb, cum vi se pare situația asta? Și acum mă adresez dumneavoastră așa, logic. Cum vi se pare să zici, Doamne, Doamne, să spui că ești creștin, să spui că îl iubești pe Dumnezeu și în realitate să nu faci voia Tatălui tău care ești în ceruri? Cum vi se pare? Cinic. Cinic, mulțumesc. Mai are cineva vreun gând? Cum vi se pare? Mincinos. Mincinos, mulțumesc. Cum vi se pare? Mai are cineva un gând? Ipocrizie. Ipocrizie. Vreau să vă spun, asta este starea noastră ca și creștini azi. Și auziți ce vă spun? Mă includ și eu în asta. Și mă includ în asta nu pentru că vreau să fiu mincinos sau un ipocrit, nu, ci pentru că vreau să ieșim din asta. De asta suntem aici. Ca să ieșim din asta. Dumneavoastră, n-ați venit aici doar pentru a mai asista la încă o discuție religioasă. Nu. Am venit aici ca să facem un pas înainte. Nu vă chem aici să vă schimbați religia. Vă chem aici să vă întăriți religia. Nu vă chem aici să vă schimbați credința. Vă chem aici să vă întăriți credința în Iisus Hristos, pentru că este o singură credință. Un singur Dumnezeu. Un singur Domn. Un singur botez. Nu sunt 50, dragii mei. Pluralismul ăsta despre care tot vorbim, și tu ești bine, și celălalt e bine. Păi de ce? Păi mergem toți la biserică. Tu când? Duminica. Tu când? Sâmbătă. Tu ce faci? Păi eu mint miercurea, tu ce faci? Eu fur vinerea.
dar tu ce faci? Bă, fraților, nu merge așa. Haideți să ne oprim puțin și să facem ceea ce zice Dumnezeu, dacă vrem să fim Christianos, adică ca Iisus Hristos. În seara aceasta vom vorbi despre această confuzie. Creștinismul se află într-o mare confuzie. Eu o numesc Babilonie. Și știți de unde o numesc Babilonie? Este simplu. O numesc de la fenomenul numit Babilon, care, ca și titulatură, scria mare pe șantier, la ușa șantierului scria Bab-ilu, ceea ce însemna poarta lui Dumnezeu. Cum mai târziu în Babilon a fost poarta zeiței Iștar, când babilonienii, când au făcut turnul Babel, ei l-au numit Babel, ceea ce însemna poarta lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au făcut turnul sub acoperire. Au pus numele religios. Dom'le, noi suntem tot oameni al lui Dumnezeu. Căutăm să refacem legătura cu cerul și vom face un turn până la cer pentru ce? Ca să ne apropiem de Dumnezeu și așa mai departe. Lucrurile păreau frumoase la poartă, dragii mei. În realitate, însă, în camerele de comitet care decideau pentru ce este turnul, ei au hotărât în felul următor. Au zis, noi facem turnul ăsta pentru două lucruri. Unu, să ajungă până la cer și să plasăm un laborator științific acolo pentru ca să vedem care este cauza tuturor nenorocirilor ecologice care vin peste pământ și să ferim lucrurile dacă va veni încă un potop. Și doi, să ne facem un nume mare între oameni. Cu alte cuvinte, să generăm prima globalizare. Turnul ăsta va strânge toată omenirea în jurul acestei minuni extraordinare. Cum să vă zic? Una scria la poartă, alta se discuta înăuntru. Această dualitate a creat confuzie. Astfel încât când Dumnezeu a hotărât să schimbe sau să încurce limbile cu ocazia aceea, Dumnezeu n-a făcut altceva decât a creat la modul concret o experiență exterioară, arătând de fapt ce a fost turnul. Turnul a fost o mare confuzie și ca urmare Dumnezeu a arătat cam cum e confuzia. Confuzia este să nu te mai înțelegi unul cu altul, să vorbești diferit. De asta, până în ziua de astăzi, cuvântul de Babilon și Babilonie înseamnă mare confuzie. Haideți să vedem cam ce înseamnă confuzia până în ziua de azi. Suntem noi ca și creștini clari în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu? Avem o linie clară sau nu? Sau suntem încă în marea confuzie? Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția. Întotdeauna Satan a lucrat sub acoperire și întotdeauna Satan a avut mare succes într-un sistem de confuzie. Când lumea a fost confuză, Satan a câștigat enorm. Când tu ești confuz, Satan câștigă enorm. Dacă nu e sigur în legătură cu ceva, Satan câștigă enorm. Obiecte zburătoare neidentificate, OZN-ul, frământă lumea noastră de o bucată de vreme foarte serios. Sunt mai multe posibilități. Unii spun că sunt obiecte care spionează, sunt obiecte ale armatei care spionează teritoriul, eu știu, unui stat. Și atunci, americanii se gândesc, dacă obiectele zburătoare neidentificate sunt, eu știu, obiecte care fac observații de la chinezi sau de la ruși. Asta e o variantă. Posibil? Eu zic, dacă e posibil. Baloanele alea pe care le-au dat jos anul ăsta, mai devreme în primăvară, care au tras în ele, care survolau teritoriul Statelor Unite, ceva de felul ăsta. Sunt alții care spun, dom'le, nu este așa, că nu au stofă militară. Este foarte ciudat. Dispar cu o viteză fantastică. Nu este ceva
specific tehnicii cu care suntem dotați noi astăzi depășesc ca posibilități civilizația umană. Și atunci ce poate să fie? Și alții spun, cred că vin din spațiu extraterestru. Dacă ne spionează extraterestrii. Foarte ciudat. Ne spionează extraterestrii. Bun, și dacă se plănuiește o invazie extraterestră, vreau să vă întreb, zâmbiți sau nu? Zâmbiți sau nu? Este o problemă de amuzament. Sigur că da, dar oamenii serioși, foarte ciudat, o iau în serios. Oamenii serioși o iau în serios. Când mă refer și spun oamenii serioși, mă gândesc la oamenii care consideră ei că sunt serioși. În general, oamenii care nu cred în Dumnezeu, cred că lucrul ăsta este foarte probabil. Interesant, ateii fac treaba asta, agnosticii fac treaba asta, oamenii de știință care l-au dat pe Dumnezeu la o parte, iau în serios. Pentagonul a alocat în anul 2017 22 de milioane pentru cercetarea OZN-urilor. Acum, 22 de milioane vreau să spun că nu-i prea mult. Dar e ceva. Înseamnă că a fost cineva, este un centru care se ocupă cu treaba asta. O iau în serios? Deci, o iau în serios. Interesant, creștinii nu fac treaba asta. Creștinii știu că invazia extraterestră a fost. Lumea noastră a fost invadată, spune cuvântul lui Dumnezeu, de un balaur care a coborât aici cu o treime de stele pe care le-a tras jos la pământ. Și face referire la inteligența luciferică care a convins o treime din ființele cosmice, din îngeri, să vină și să-i urmeze planurile și strategia lui. O treime. Invazia terestră s-a produs. Da? Da. Wow! Vă dați seama, o treime din ființele slujitoare, pentru că despre îngeri se spune că sunt duhuri slujitoare pentru cei care doresc mântuirea. Vă dați seama, sunt puțini sau mulți? Odată ei au fost la nivel universal, au trăit universalitatea cosmică, s-au mișcat, din câte înțeleg eu, mai repede decât viteza luminii. Au avut alte posibilități de a trece de la o planetă la alta. Au văzut și au stat în jurul tronului lui Dumnezeu, etc. Ei bine, aceste inteligențe la un moment dat au fost arestate la domiciliu. Și domiciliul respectiv a fost Pământul. Au trebuit să rămână aici, la nivelul ăsta. Și au rămas la nivelul ăsta cu mare mânie, cu mare tensiune, pentru că li s-a luat libertatea lor, puterea lor, competențele lor erau competențe cosmice. Ei puteau să facă față distanței cosmice, timpului cosmic, realității cosmice și dintr-o dată Dumnezeu a spus nu, nu, tu nu mai pleci, rămâi aici la nivelul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, o teribilă treaba asta, știind care puțină vreme. Pământul nostru este un fel de închisoare a acestor ființe extraordinare. Și, din cauza aceasta, în momentul în care discutăm despre OZN-uri și spunem obiecte zburătoare neidentificate, creștinii știu că este posibil ca Satan să se materializeze. Știu treaba asta? Știu? Se poate Satan externaliza? Da? De unde știți? Dați-mi un exemplu când s-a externalizat, când s-a materializat. Mulțumesc! Unul dintre cele mai clasice este momentul în care vine înaintea Domnului Iisus Hristos și se prezintă în forma sa de energie superioară, zice, sub formă de înger. Iar cuvântul lui Dumnezeu spune, Satan se va prezenta ca un înger de lumină. În momentul în care el vine în forma aceasta de înger de lumină, ca și energie superioară, o personalitate îmbrăcată în energie superioară ființei umane, în momentul acesta el șochează vizibilul.
Și atunci, dacă e posibil să fie lucrul acesta, mă întrebare, de ce nu s-ar putea manifesta și la nivelul de altceva? Bun, creștinul întotdeauna face legătura între un obiect zburător neidentificat, oare n-ar putea să fie ceva paranormal, supranormal? Dar nu numai creștinul pune problema așa, și omul de știință pune problema așa. Deci, încă o dată, omul de știință zice, dar dacă universul va invada pământul acesta? Întreb. De ce omul de știință are impresia că peste tot în univers sunt vrăjmași? Că s-ar putea, teoretic, dacă mă iau după el, s-ar putea să vină și o farfurie zburătoare cu prieteni, nu? De ce să n-aducă pe farfurie niște prieteni? De ce trebuie să aducă pe farfurie niște dușmani? De ce întotdeauna stai să vezi că s-ar putea să fie vrăjmașii noștri, invazii și așa mai departe? De ce scenarii de război cosmic? Atâta doar am vrut să spun cu dumneavoastră, să discutăm. Suntem într-o zonă de mare confuzie. Se mișcă ceva pe cer, se mișcă ceva mai sus de noi. Dintr-o dată, oare ce-o fi? Cine este? Paranormalul? Cine sunt aceste obiecte zburătoare, neidentificate? Cum este? Tot felul de scenarii, totul se mișcă în lumea, în mintea noastră. De ce? Întâlniri paranormale. M-am întâlnit cu străbunicul. A murit acum 20 de ani. Da, m-am întâlnit cu el. Mi-a vorbit bunic. Ați auzit de așa ceva? Credeți sau nu? Nu. Credeți sau nu? Dar oamenii spun, oamenii vorbesc. Se vede o tendință crescândă de a nu crede existența duhurilor rele sau îngerilor răi, în timp ce îngerii sfinți sunt priviți ca duhuri ale morților. Cu alte cuvinte, ce să vă zic? Haideți să vorbim despre spiritism. Spiritismul este încercarea de a lua legătura cu cineva extraterestru, cineva din spațiu. Dacă eu vreau să iau legătura cu cineva din spațiu, și vreau să iau legătura. Cine ar putea să fie? Poftiți? Da. Victor Hugo. I-a murit fiica lui Iulia la 19 ani. Fetiță genială, frumoasă, extraordinară. A fost devastat. După o vreme, niște doamne de înaltă societate au început să-l cheme, haide la ședințele noastre în care vorbim cu cei decedați. Și n-a vrut să se ducă o dată, de două, de trei ori. Până la urmă, dintr-o anumită considerație pe care nu o discut acum, s-a hotărât să meargă. Acolo, la masa respectivă, era în jurul unei mese. Pentru prima dată în viața lui, fiica lui Giulia i-a scris un bilet. Creionul s-a mișcat, a scris câteva cuvinte și a recunoscut scrisul fiicei lui, Giulia. A fost atât de șocat decât că din momentul acela, pentru că își iubea fiica la nebunie, n-a mai lipsit de la nicio ședință de spiritism. De fiecare dată Iulia vorbea cu el, îi scria bilete și așa mai departe. Templul spiritist făcut în cinstea Giuliei a fost ridicat în orașul, ziceți, în orașul din România. În orașul Câmpina. Mulțumesc. Dacă mergeți în Câmpina, veți putea vizita templul spiritist construit de Bogdan Petriceicu HD-ul în cinstea fiicei sale. Vreau să vă întreb, real sau ireal, a fost Giulia sau n-a fost Giulia? A fost sau n-a fost?
E o problemă, frații mei. Vă rog să observați. În timp ce noi nu credem în existența demonilor, credem că toate duhurile de dincolo sunt de ale bune. Din ce cauză? Pentru că sunt ale bunicilor, ale unchilor, ale rudelor noastre. Și atunci nu se poate ca ăla de dincolo să nu fie de-al bun. În realitate, toată Scriptura vorbește despre faptul că sunt duhuri dincolo, sunt duhuri rele. Și mai mult, Biblia îmi spune că cei morți dorm. Și vreau să observați cum se substituie aceste categorii și simplu omul de rând zice sau numește un demon ca fiind ruda lui. Și pe această reinvestire sau restructurare a lumii paranormale, oamenii vorbesc cu rudele lor când în realitate... Spuneți-mi, vă rog, la Eva cine a fost când a vorbit în grădina Edenului? Că ea a vorbit cu un șarpe. Cine a fost în realitate? Da. Spuneți-mi, vă rog, când Samuel, iertați-mă, nu Samuel, când Saul, la vrăjitoarea din Endor, l-a chemat pe Samuel, cu cine a stat de vorbă Saul? A stat de vorbă cu profetul Samuel, chemat dintre cei morți? Sau cu... Asta e marea problemă. În seara asta nu voi vorbi despre nemurirea sufletului și nu voi vorbi despre subiectul acesta. Am vrut doar să vă spun și să vă atrag atenția. Creștinismul are numeroase puncte în care nu e clar. Și creștinismul lasă ca vrăjitoria, chemarea morților, a duhurilor celor morți, să vină în biserica creștină și să facă ravagii între noi, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu spune clar că vrăjitoria și chemarea morților n-are ce căuta în poporul lui Dumnezeu. De ce? De ce? Pentru că noi privim duhurile morților ca și cum ar fi îngeri și confundăm duhurile rele cu strămoșii noștri. Haideți să vorbim mai departe de confuzie. Aș vrea să înțelegem cum prezintă Scriptura legătura noastră a ființelor umane cu cosmosul, cu universul. Aveți două imagini aici. Imaginea în dreapta este o stea care strălucește peste Betleem. Și ne aduce aminte de magi. În momentul în care steaua este și reprezintă un mesaj cosmic către o grupă de oameni care pleacă din Babilon, de undeva de departe, eu știu, călătoresc probabil mai mult de 3 luni de zile, în fiecare noapte, urmărind steaua până ajung la Ierusalim, ca să-L găsească pe Iisus Hristos. Cum vedeți dumneavoastră legătura aceasta între cer și pământ? Cine a trimis steaua? Cine a trimis steaua? E paranormal? E OZN-ul? Ce e? Și Sfânta Scriptură îmi dă să înțeleg că era o ceată de îngeri pe care o găsim pe dealurile Betleemului cântând Osana în cerurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vreau să observați un lucru. Asta este imaginea pe care Dumnezeu ne-o dă în legătură cu relația noastră cu universul. Dinspre univers vin cuvinte frumoase, vin făgăduinți de pace. Nu vin vrăjmași dintre univers, dinspre univers. Pământul nu este atacat dinspre univers. Pământul primește dinspre univers vești de pace și de bine. Cam asta este ceea ce vrea Dumnezeu să înțeleg.
Mai mult decât atât, nașterea lui Iisus Hristos este un eveniment fantastic când Universul a trimis în această lume cușcă. Despre asta am vorbit, că Satan a fost arestat la domiciliu și pământul era domiciliul lui. În această situație l-a trimis pe Iisus Hristos. Unde l-a trimis? Aici. Fără speranță, într-un spațiu închis, în asemănarea noastră, pentru ca să ne dea un viitor și o brumă de nădejde. E credibil sau este incredibil? E credibil sau este incredibil? Fraților, și aici e bătălia noastră în legătură cu credința. Ce fel de Dumnezeu avem? Avem un Dumnezeu bun sau un Dumnezeu care se apropie de mine în fiecare moment ca să-mi aducă vești bune? Cum e? Tabloul din stânga este extrem de sugestiv. De unde a venit legea celor 10 porunci? Care este sursa celor 10 porunci? Observați, Moise le primește. Tablele legii sunt primite. De unde? Din mâna lui Dumnezeu, spuneți foarte bine. Este o comunicare a Universului. Universul vine și dă omului 10 cuvinte ale lui Dumnezeu. Wow! Mie se pare deosebit lucrul ăsta. Cele 10 porunci n-au venit de la oameni, n-au venit din mediul nostru. În cușca noastră existențială în care suntem, eram fără de lege, eram fără Dumnezeu, eram fără mântuitor în lumea aceasta, eram fără nimic. Și dintr-o dată Dumnezeu vine și oferă un îndrumar juridic extraordinar, care a avut capacitatea să ilumineze și să rezolve dilemele juridice și morale ale ființei umane în momentul în care a zis să nu minți, să nu poftești, să nu te închini altui Dumnezeu. Era un lucru extraordinar. Vă mai rețin cu mine puțin. Pentru cine a fost scrisă porunca să nu ucizi? Poftim? Pentru cine? Pentru om? Pentru ucigaș. Cine a fost primul ucigaș? Nu. Poftiți? Nu. Nu. El de la început era ucigaș și tatăl minciunii. Cine spune asta? Domnul Iisus Hristos o spune. El de la început era ucigaș și tatăl minciunii. Când s-a scris porunca să nu ucizi, pentru cine a fost scrisă? A spus pentru ucigaș. Cine a fost primul ucigaș? Pentru cine a fost scrisă porunca? Pentru Satan. Deci, până când mai lucrăm aici. Poftiți. Unu, doi. Deci, pentru el. Dar zice că tot el a fost și primul mincinos. Tatăl minciunii a fost el. Pentru cine a fost scrisă porunca să nu minți? Poftiți? Tot pentru el. Dragii mei, când legea a fost dată dinspre univers, spre pământ, legea deja era mărturia faptului că în război, iertați-mă, că în cer se întâmpla deja un război. În ceruri erau deja lucruri extraordinare. În cer era un ucigaș, era un mincinos. Și toate cele 10 porunci erau de fapt lucruri care arătau principiile războiului din cer. Când acolo se spune să n-ai alți Dumnezei afară de mine, despre ce este vorba? Mi se spune lucrul ăsta pentru că Satan era acela care
concepea o lume cu mai mulți Dumnezei. El zicea să fie Dumnezeu, Dumnezeul care este aici, dar recunoașteți-mă și pe mine. Pentru că el spune, a intrat în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, ca și cum ar fi Dumnezeu. Și el zice, dar se poate și așa, se poate și cu doi Dumnezei. Lucrul ăsta este atestat în modul, sau momentul în care la ispitirea Domnului Iisus Hristos, Satan vine și spune, hai, nu vrei să încheiem un legământ împreună? Vom fi doi Dumnezeu, doi Dumnezei, și tu și eu, închidă-te mie, să fie o chestie așa. Era călcarea poruncii întâi. Întregul sistem de închinare a fost atacat în ceruri. Problema închinării a fost pusă foarte serios. Cui să mă închin? A fost ideea fundamentală a războiului teoretic, ideologic din ceruri. Ca și pe pământ astăzi. La fel ne întrebăm, cui să mă închin? Sabatul a fost porunca aceea care arăta că singurul care are drept de închinare este Creatorul. Satan a atacat această poruncă foarte serios, pentru că el n-a fost creator. Și Satan a dorit foarte mult să instituie sabatul, adică să dea la o parte sabatul pentru ca să se poată întâmpla închinarea și la cineva care nu este creator. Porunca zicea, aduți aminte de ziua de odihnă, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, marea și pământul, izvoarele apelor, în ziua 7-a s-a odihnit. Închinați-vă numai Creatorului. Satan a zis, nu, dați la o parte porunca ca să vă puteți închina la oricine, inclusiv mie. Porunca 5-a, spre exemplu, vorbea despre respectul față de Tatăl. Tatăl în ceruri era Dumnezeu Tatăl. Iar Satan a fost acela care s-a ridicat fără respect împotriva lui Dumnezeu. Porunca să nu desfrânezi era o poruncă cu referire la dragoste. Legământul existențial al împărăției lui Dumnezeu era în legătură cu iubirea. Și Satan a venit și a spus, dar puteți să iubiți nu numai pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, dar puteți să mă iubiți și pe mine ca și pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, nu, asta este stricarea dragostei. Și este ca și cum ai trăda căsătoria. Observați, Dumnezeu a dat omului căsătoria ca o oglindă a legământului său din cer. Astăzi când divorțăm foarte ușor, astăzi când ne rupem foarte ușor unul de altul, noi nu ne dăm seama că stricăm simbolurile cerești prin care l-am fi cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Opriți-vă de la lucrurile acestea. Când Dumnezeu a zis, e păcat să desfrânezi, Dumnezeu a știut ce spune. Nu se strică doar o relație la nivel de pământ. Se strică o relație prin care înțelegem cerul. Când se zice să nu minți niciodată, este pentru că Satan întotdeauna a umblat cu minciună. Să nu ucizi niciodată este pentru că este marele ucigaș. Să nu poftești este pentru că întotdeauna Satan a fost primul poftitor. Cele 10 porunci reflectă originea și lupta păcatului împotriva lui Dumnezeu. I-a fost dat omului cele 10 porunci în momentul în care războiul se mutase pe pământ. În momentul în care Satan a venit la nivelul pământului și a fost arestat aici, cu aceleași cuvinte, în momentul acela războiul s-a mutat aici. Ucigașul a venit aici. Oamenii au început să moară. Mincinosul a venit aici. Oamenii au început să fie mințiți. N-au mai știut care este adevărul. A apărut confuzia. În momentul când a venit aici, a venit cu pretenția că El este Dumnezeul acestei lumi. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Iisus Hristos spune, a venit stăpânitorul lumii acesteia. Cele 10 porunci nu sunt doar codul lui Hammurabi. Cele 10 porunci reflectă o realitate cosmică de care trebuie să fim conștienți și pe care trebuie să o înțelegem pentru ca astfel să putem să trecem profund și hotărâți de partea lui Dumnezeu. Asta e legătura noastră cu cosmosul. Nu, de acolo nu vin avioane, nu vin farfurii zburătoare. Nu despre asta este vorba.
De acolo ne vine salvarea și de asemenea de acolo ne vine rezolvarea unui război infernal care se duce aici pe pământ, dar salvarea vine din cosmos. Amin. Adică de acolo, de la Dumnezeu. Creațiunea, lumea asta materială, nu este altceva, gândul ăsta vreau să vi-l însușiți, nu este altceva decât externalizarea adevărurilor creatoare a lui Dumnezeu. Auziți ce zice aici? Însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd clar, adică lămurit, când te uiți cu băgare de seamă la creațiunea materială. Creațiunea materială, lumea asta materială, tot ceea ce este în jurul nostru, reflectă lumea spirituală care este dincolo de noi și este supramaterială. De asta Dumnezeu ia lecții din natură și cu lecții din natură încearcă să ne facă să înțelegem iubirea Lui, mântuirea Lui. Luați pildele Vechiului Testament și Noului Testament, imaginile de acolo, și veți vedea cum Dumnezeu încearcă să ilustreze în realitatea lumii noastre realitatea cerului. Luați căsătoria, spre exemplu. Te duci la altar, te căsătorești, îți iei o mireasă. Crezi că e pentru tine. În realitate, tu nu faci altceva decât în momentul ăla joci o tipologie. Tipologia legământului. Cum tu juri iubire alesei tale. Așa ți-a jurat Dumnezeu iubire ție. Și în lumea fizică a căsătoriei, spre exemplu, se surprinde întreaga lume și, iubire nesfârșită a lui Dumnezeu de dincolo de realitatea asta fizică a noastră. Vreți să vedeți mântuirea? Vreți să o înțelegeți? Ori de câte ori o mamă își dă viața pentru copilul ei, de fiecare dată gândiți-vă la mântuirea lui Iisus Hristos. De unde are mama forța asta să zică mor eu, dar să-mi trăiască copilul? În anumite civilizații, mai rudimentare, evident, în momentul în care mama nu poate să dea naștere la copil, ultima șansă este ca mama să fie asfixiată. Și în momentul în care mama este asfixiată, zbaterea mamei expulzează afară copilul. Cu prețul vieții mamei. De unde vine ideea asta să-mi dau viața? Uitați-vă la lucrurile practice din jur și veți vedea cât de mult Dumnezeu vrea să ne trimită atenția noastră de fiecare dată, dar de fiecare dată, la mântuirea Lui. A venit la mine în Maramureș un domn care a asistat la o serie de întâlniri de tipul ăsta și zice: domnule, am citit o carte nemaipomenită, titlul este Vrăjitorul, nu știu exact autorul, Vrăjitorul, și mi-a spus o poveste interesantă. Zice, am rămas uimit. Povestea romanului este cam așa, eu spun repede. Un medic faimos reușise la un moment dat să descopere o tehnică medicală unică. Făcea operații cu reușite nemaipomenite. Lucra în cadrul unei universități cu renume în orașul său. Nimeni nu putea să facă operațiile lui, dar toată lumea le recunoștea pentru că avea o tehnică nemaipomenită. Faptul că trebuia să facă operațiile respective îi fura tot timpul. Nu mai avea timp de familie, nu mai avea timp de fetița pe care o avea. La un moment dat, soția lui, pentru că nu mai avea timp de familie, îl părăsește. El vine acasă de la operație, când intră în casă, deschide, îi aduce soției flori și așa mai departe. Când intră în casă, nu mai găsește. Găsește un bilet, am plecat. Nu se mai întâlnește cu soția. Niciodată. Soția plecase cu fetița. Înnebunește. Și când înnebunește,
De fapt, are un atac de amnezie, nu-și mai aduce aminte de trecut, pleacă de acasă, nu știe cine este, se duce și cerșește prin satele din jur. Toată lumea îl știe ca omul bun care cerșește. Fiecare îi dă câte ceva de mâncare, de milă. La un moment dat, se pripășește pe lângă un bar la care servea o fetiță. Fetița se împrietenește cu el, lui îi place foarte mult de fetiță. Lucrurile merg înainte. Fetița își găsește un prieten dintr-o familie foarte bogată și la un moment dat prietenul vine, o ia pe motocicletă, pleacă cu ea și are loc un accident. În accidentul respectiv, fetița are o lovitură teribilă la cap și la locul cu pricina vin cei mai mari medici, vine ambulanța și nu pot să o ajute. Între timp am uitat să vă spun că el fiind printre oameni, ori de câte ori apărea vreo problemă, vreo fractură, punea mâna și îi vindeca pe oameni, de-aia și pus numele de vraci. Că se pricepea la chestiile astea. El nu știa de unde îi vine priceperea, îndemânarea, dar se întâmpla treaba asta. Și în momentul în care fetița pe care o iubea el pățește accidentul respectiv, se duce la fața locului, vede trusa medicală a doctorului și o fură. Și cu trusa respectivă îi face o operație fetiței și o salvează. Faptul că i-a furat trusa îl face să ajungă la închisoare, că e hoț. Și odată cu treaba asta, toți medicii din jur încep să îi se opună spunând că este un parvenit care se dă medic și face operații care nu trebuie și pun în primejdie viața pacienților și practica medicală și un adevărat scandal. Și omul este adus la tribunal și este chemat unul de la facultatea de vârf a țării să asiste la proces ca medic. Și omul respectiv vine acolo și în timp ce acuzațiile se îngrămădeau, el trece și verifică operațiile și zice așa: n-am mai văzut o astfel de operație decât la un singur om. Omul acela a dispărut acum 20 de ani, este profesorul Gutare. Vreau să-l văd cine a făcut operațiile astea. Îl aduc acolo, e cu barbă, nespălat, ca orice cercetător. Se uită la el și îl recunoaște. Mă rog, cartea e mai mare. În timp ce mi-o povestește, sincer să fiu, am fost profund impresionat. M-am oprit și am spus: tu știi ce e asta? Și zice: e un roman. Zic: nu. Este replica fantezistă a planului de mântuire. Este ceea ce face Dumnezeu pentru noi ca să putem să fim salvați. Dragii mei, ori de câte ori se întâmplă treaba asta între dumneavoastră, ori de câte ori se întâmplă treaba asta la nivelul nostru, sunt dovezi prin care Dumnezeu ne arată la nivel micro ceea ce s-a întâmplat la nivel macro, la nivelul vieții noastre de fiecare zi, ceea ce s-a întâmplat la nivel universal. Iubirea dumneavoastră, jertfa dumneavoastră mărturisește despre nu doar posibilitatea, dar mediul pe care Iisus Hristos l-a creat în jurul nostru pentru ca să putem trăi. Nimic din ceea ce a făcut Iisus Hristos nu este străin față de noi. Lucrurile nevăzute se văd în lucrurile văzute. Uitați-vă bine cum vă conduce Dumnezeu. Uitați-vă bine cum vă salvează Dumnezeu. Uitați-vă bine cum vă binecuvintează Dumnezeu. Este mâna Lui acolo. Pentru ca să putem vedea mai bine. Pentru ca să putem înțelege mai bine. Atât. Vă rog frumos, în seara asta, îndrăzniți să vedeți, îndrăzniți să vă gândiți, îndrăzniți să lăsați cerul să se deschidă pentru voi, îndrăzniți să vă legați și să vă conectați la cer, îndrăzniți, nu numai că e posibil, vă roagă cerul să faceți asta.
Confuzie maximă. Nu este de mirare căci chiar Satan se va preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar că și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. În această confuzie maximă, uitați-vă puțin la limite, la extreme. Într-o parte, Satan se preface într-un înger de lumină. Matei 24 spune mai departe, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. De ce? De ce să nu-l cred? Dar mă duc și eu că se fac minuni, de ce să nu-l cred? Limpede, se vor scula Hristoși mincinoși, vor fi proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni. Sunt minunile semne ale unei adevărate credințe? Sunt minunile semne ale prezenței lui Iisus Hristos? Sunt sau nu? Da sau nu? Da sau nu? Da. Nu! Înțelegeți? Hristoși mincinoși, proroci mincinoși. Păi noi nu căutăm pe Hristosul mincinos. Noi nu căutăm prorocii mincinoși. Noi căutăm pe cine? Hristos cel viu. Cum poate fi recunoscut Hristos cel viu? Am repetat lucrurile astea seară după seară, pentru ca să înțelegem limpede că Dumnezeu vrea să-L recunoaștem altfel. Pentru că ținta este să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Iată, vă spun mai dinainte, dacă vă vor zice, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Țineți minte aceste lucruri. Veți fi în foarte curând, în foarte scurt timp, veți fi provocați de această realitate. Să știți ce să faceți. Nu vă duceți și nu credeți. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Clar? Clar. Cine va intra în împărăția cerurilor? Poftiți? Simplu. Cel ce face, nu cel ce zice. Nu vă uitați că vorbește frumos. Nu vă uitați că spune lucruri extraordinare. Uitați-vă dacă face. Uitați-vă dacă practică. Ăsta este testul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, am prorocit în numele tău, am scos demonii în numele tău, am făcut minuni în numele tău, și le voi spune curat, nu v-am cunoscut niciodată. La limita, la bătălia asta între adevărat și neadevărat, între fals și veritabil, se află conștiința ta și conștiința mea, luminată sau neluminată de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, încă două citate și voi încheia rapid. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. Despre ce e vorba aici? Despre ce Babilon? Dragii mei, vă spun încă o dată, e vorba de Babilonie. Babilonia aia de la început, confuzia aia. Dumnezeu anunță că a venit vremea ca Babilonul, sistemul jocului la două capete, sistemul minciunii, al confuziei, să cadă și să se prăbușească. Ăsta este visul lui Dumnezeu. Cum va cădea Babilonul? Simplu, sub mărturia Scripturii. Prin faptul că tu înțelegi lucrul acesta și te duci la Sfânta Scriptură să verifici cu Scriptura. Ăsta este modalitatea ca Babilonul să se prăbușească la pământ. Fă treaba asta. Nu mai aștepta să te învețe cineva. Nu mai aștepta să te învăț eu. Du-te tu, pune mâna pe Scriptură și lasă-L pe Dumnezeu să te învețe. Eu am venit aici doar pentru ca să-ți spun, ai un învățător mai bun decât mine. Și ăsta este Dumnezeu. Ai un educator mai bun decât mine și ăsta este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel îl numește Paraclet. Ceea ce înseamnă pedagog. Îl ai la îndemână. Despre Babilon se spune, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, desfrânării ei. Despre ce e vorba când zice vin, la ce vă referiți? Când zice vin, spune tu că știi. Nu, când zici vin, care este starea celui ce bea vin? Beat! E vorba de îmbătarea neamurilor, îmbătarea unei lumi întregi, care nu mai face deosebirea între adevăr și minciună.
care este într-o stare de confuzie, de alterare a minții, care nu mai este în stare să recunoască adevărul. Nu mai știe, e adevărat sau nu? Nu mai știe. Împărații pământului au desfrânat cu ea, negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit un glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ieșiți! Este vremea ieșirii. Nu așteptați o altă vreme. Acum este vremea ieșirii. Amin. E confuzie, e Babilon, nu mai știm ce să facem și Dumnezeu spune: ieșiți! Unde să mă duc, Doamne? Vino la adevăr. Ai adevărul, pune-l în practică, prin folosirea adevărului vei ști ce să faci. Amin. Ultimul gând. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Îngerul zicea: temeți-vă de Dumnezeu, punctul 1. 2. A venit ceasul judecății lui. Punctul 3. Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Apropo, știți de unde este luat ultima propoziție? Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Știți de unde e luat? Porunca a patra, asta care nu o pricepem noi deloc. Mâine seară vom vorbi despre asta. Exprea am pus lucrul ăsta aici ca să vă spun că mâine seară vom vorbi despre asta și Dumnezeu spune: închinați-vă așa. Și face trimitere direct la porunca a patra și spune: fiți atenți, voi nu ați rezolvat încă problema aceasta, ați rezolvat o mulțime de alte probleme. Repet, ați rezolvat problema închinării la icoane. Foarte bine ați rezolvat-o, nu vă mai închinați la icoane. Nu mai înjurați pe Dumnezeu, porunca a treia. Vă închinați unui singur Dumnezeu, porunca a treia, excelent. Dar cu porunca a patra, cu asta ce facem? Și Dumnezeu spune: aveți grijă, a început judecata mea. Doi, trebuie să vă temeți de mine. Dacă vreți să știți ce aveți de făcut, închinați-vă cui? Creatorului. Spuneam, porunca a patra este aceea care arată cui trebuie să ne închinăm. Scurt. Nu te închin la altul. Satan a vrut să desfințeze această poruncă pentru că a vrut să aibă și el un loc de închinare, la închinare. Ori el este creatură. Vom vorbi mâine seară. Vreau să vă întreb un lucru. Vreți să ieșiți? Vreți să ieșiți? De drag, nu de frică. Vreți să ieșiți? Pentru că este un sens. Nu pentru că n-aveți unde să mergeți, ci pentru că aveți unde să mergeți. Simțiți că vă schimbați credința? Vă spun limpede, nu. Ăsta e creștinism curat, 100%. Abia acum vorbim despre credința creștină. Nu până acum. Voi nu vă schimbați credința. Voi deveniți creștini autentici, pentru că a fi creștin înseamnă să fii cristianos, adică precum Iisus Hristos. Ori ăsta este limbajul lui Iisus Hristos. Este porunca lui Iisus Hristos. Vreți să ieșiți? Mâine seară o să vă chem aici în față, pe toți aceia care vor să iasă. Mâine seară va fi o zi grea. Aceia care nu vor să audă despre sabat să nu vină, aceia care nu vor să vină în față, nu sunt obligați. Dar cel care va veni mâine seară va avea posibilitatea unei binecuvântări îndoite. Să-și refacă legământul lui cu Dumnezeu ca un creștin autentic. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Părinte Sfânt, Tatăl nostru, îți mulțumim pentru seara aceasta. Ne apropiem, Doamne, de momentul în care vom încheia aceste întâlniri aici și așteptăm ca Tu să rămâi cu noi, să rămâi în sufletul și în viața noastră. Așteptăm, Doamne, să ne aduci pace, binecuvântare, să dai la o parte din mintea și din viața noastră orice urmă de confuzie. Să înțelegem războiul cosmic care are loc și de asemenea să înțelegem chemarea Ta care ne cheamă să ieșim din zona asta de confuzie la adevărul Tău. Doamne, s-ar putea întâmpla ca mulți din cei ce sunt aici să le fie teamă să facă un pas înainte. Te rog frumos, fă ca această chemare ieșiți
să fie chemarea care să ajungă la sufletul lor și să le dea curaj. Ajută-i, Doamne, să iasă spre Tine, să prindă mâna Ta, să prindă cuvântul Tău și Tu să-i binecuvintezi pentru totdeauna. Amin.